mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, dragi colegi. Stimați colegi, avem în față o imensă provocare cu multe variante de abordare. Provocarea de care vreau să vorbesc este cea a Planului Național de Redresare și Reziliență, o imensă șansă de modernizare a României. Abordările deja sunt cunoscute în linii mari pentru fiecare sector. S-a discutat ce alocări merg spre infrastructură, sănătate sau educație, pentru a da doar câteva exemple. Ce nu s-a discutat cu adevărat este care să fie politica de dezvoltare, cum să fie ea aplicată. În urmă cu 5 ani, în contextul Brexitului, se punea problema Uniunii Europene cu două viteze. Ideea a fost întâmpinată pe bună dreptate cu proteste de români, inclusiv de la cel mai înalt nivel. Președintele Klaus Iohannis se pronunța atunci pentru o Românie puternică, consolidată, unitară și inclusivă. Respingem ca români ideea de două sau mai multe viteze de dezvoltare în cadrul Uniunii Europene, dar aplicăm deja acest principiu pe plan intern. În ultimii 10 ani, de exemplu, autostrada A1 București-Arad a ajuns la 445 de kilometri. Autostrada Transilvania a atins 167 de kilometri. În Oltenia, drumul expres Pitești-Craiova are 40 de kilometri practicabili. În Dobrogea există deja autostradă între Cernavodă și Constanța și Ovidiu Agigea. Singura regiune istorică lăsată pe din afară este Moldova. Aici lucrările abia au demarat sau încă sunt la faza de licitare ori proiectare. În linii mari, la fel se întâmplă cu tot ce înseamnă marea infrastructură. Sunt zone ce se dezvoltă frumos, așa cum este București-Ilfov, al cărui PIB este mai mare decât al Bulgariei, al Serbiei, Croației, Lituaniei, Sloveniei, Letoniei sau Estoniei. Sunt și zone, mai ales pe linia Prutului, în care sărăcia a rămas la fel ca acum 10, 20, 30 sau chiar 50 de ani. Vorbeam la început despre provocarea Planului Național de Reziliență și Redresare. Avem 29,2 miliarde de euro pentru dezvoltare, mai multe variante de abordare, dar o singură soluție. Direcționarea cu precădere către zonele defavorizate, către cele din care populația migrează și lasă comunități întregi golite de forță de muncă, către cele a căror economie a avut puternic de suferit și ținând cont că vor deveni cu o industrie cu monoindustrială. Dacă nu le acordăm o atenție sporită, depopularea lor va înceta. Și nu vom mai avea în scurt timp nici măcar o țară cu două viteze, cum avem în prezent, ci zone economice vii cu un alt standard de viață și zone moarte. Trezirea lor la viață ne va costa enorm, în cazul în care acest lucru va mai putea fi făcut. Vă mulțumesc, deputat PNL, circunscripția 18 Galați.